Pentru cea de-a treia serie, casei județene de pensii sălași au fost repartizate 90 de bilete în stațiunile 1 mai, Bizușa, Buziaș, Covazna, Joagiu și Moneasa, cu începere din 20, 21 și 22 martie, în funcție de stațiune. Biletele se pot ridica de la sediul instituției zilnic de luni până joi, între orele 8 și 14, iar vineri între orele 8 și 13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria 3 este 11 martie, ora 14. În cazul neridicării biletelor până la această dată, ele pot fi eliberate altor persoane îndreptățite, începând cu data de 12 martie. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată. La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original, cuponul pentru plata pensiei aferent lunii februarie 2020, în copie și original, adeverința eliberată de către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, precum și biletul de trimitere, formular cu regim special de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate, atât în copie cât și în original. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea, 3 mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, la Casa Județeană de Pensii Sălaj au fost depuse 1427 de cereri privind acordarea de bilete de tratament.